Ești o femeie fericită și împlinită pe toate planurile? Mulțumesc lui Dumnezeu, da. Cred că această vârstă de peste 40 de ani mi-a adus cea mai frumoasă perioadă ca femeie, pentru că mă simt mult mai stăpână pe forțele mele, pe ce pot să fac, știu și ce nu pot să fac, îmi cunosc limitele, așadar. Nu mai lupt să-mi demonstrez nu știu ce lucruri, pentru că acum știu cu adevărat cine sunt, care mi-e drumul, care mi-e menirea. Cu siguranță în ultimii cel puțin 4 ani ai auzit des întrebarea: te mai căsătorești, mai crezi în căsnicie, simți o presiune din partea mediei, a prietenilor legată de asta? Eu nu sunt așa de ușor depresat, nu sunt genul de om care se pierde foarte simplu și da, e dreptul oamenilor să se gândească și să întrebe, e și dreptul meu însă să trăiesc așa cum consider viața. Sunt de mai bine de 4 ani cu un om și suntem o familie, împreună cu fiica mea. Ne simțim bine, așa cum suntem astăzi, și dacă se va întâmpla mai mult decât atât, o să vă anunț. Spune-mi, care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat de când ești mamă? Că nu mai sunt eu cea importantă. E clar acum. Un omuleț, încă de când era la pieptul meu un bebeluș și astăzi când e aproape cât mine, care cântărește în viața mea mult mai mult decât propria persoană. N-am fost niciodată un om egoist, dar spun cinstit că din acel moment în care am devenit mamă, asta am simțit, că nu mai pot face nici orice nebunie sau nu mai pot avea aceeași îndrăzneală de a îmi asuma anumite riscuri. Nu sunt un om prea liniștit, dar totuși am devenit mult mai cumpătat, pentru că responsabilitatea nu e doar față de mine, e în primul rând față de copilul meu. Așa că văd mult mai multă dragoste, inima mea s-a dovedit a fi capabilă de mult mai multă iubire de atunci încoace și responsabilitate deopotrivă. Cum ai descrie relația ta cu Violeta? Sunteți cele mai bune prietene sau nu-ți spune chiar orice? Acum eu n-am de unde să bănuiesc ce nu-mi spune, dar bănuiesc că are și ea secretele ei și până la urmă e și normal să fie așa. Și noi am fost la vârsta adolescenței, odinioară, parcă a fost ieri, și spun cinstit că erau lucruri pe care le țineam pentru mine. Altele deveneau un fel de provocare, vreau să mă descurc singură, vreau să descoper lumea prin ochii mei, nu doar așa cum o descoperă părinții prin povețele lor față de mine. Deci e firesc să fie așa. Încerc să împac această parte de responsabilitate ca părinte cu partea de prietenie cu copilul meu. Nu e ușor să împaci aceste două direcții, pentru că a fi o autoritate în viața copilului tău uneori nu înseamnă să faci tot ce este pe plac. Deci nu pari a fi chiar prieten când pui limite.